Și-a mistuit mănăstirea Adam din județul Galați. Chiliile măicuțelor au luat foc de la un coș de fum defect. O oră cât a durat stingerea focului, maicile, însoțite de preasfinția sa Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-au rugat ca biserica și odoarele ei să scape de vâlvătaie. Incendiul a izbucnit la un coș de fum din bucătăria mănăstirii, unde la un cuptor se făceau cozonaci. Când au ajuns pompierii, mansarda era deja cuprinsă de flăcări uriașe. Curând și-au dat seama că au nevoie de ajutor pentru a fi sigur că vâlbătaia nu ajunge și la biserică. Mai așteptăm o mașină să vină acum, da. Au fost chemați chiar și voluntari din satele învecinate. Mai stați aici, aș când cer băieții furtuni. Da, aici. Aflat în vizită, preasfinția sa Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a ajutat cu sfaturi pompierii. Asta trebuie să fie. Bază externă. Doamne Dumnezeu! Cum flăcările nu se potăleau, preasfinția sa a cerut ajutorul Domnului. Miluiește-ne pre noi. Prin lacrimile tale născătoare, Dumnezeu, ca să oprească focul. Li s-au alăturat pe rând și pompierii. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Într-un final, pompierii au reușit să stingă focul. Din fericire, maicile salvaseră toate odoarele din depozitele chiliilor, iar biserica a rămas neatinsă. Doar clădirea chiliilor a rămas fără acoperiș. Pentru strădania lor, pompierii vor fi trecuți în rândul ctitorilor. O universitate privată